genul programului Pamflet. Bun găsit din nou, suntem la comentariul zilei. Bună ziua, Sorin Avram, bine ai venit. Bună, Alina, bine m-a regăsit. 13 este o cifră, un număr cu ghinion pentru noi. Pentru că, iată, pentru cei de la Direcția Agricolă consideră că, deși n-au ajuns până la 13 aproape, 13%, 13% prezență la vot și spun că au avut prezență foarte bună. Ghinion pentru noi, noi vorbim mai ena oară despre acest subiect și ne tot minunăm cum consideră ei că au avut un succes. Bă, n-a zis că foarte bun procentul de prezență la urne, la alegerile pentru Camera Agricolă. Eu trăiesc pe altă lume. Pe cuvântul meu, am crezut că cineva o să vină, adică cineva fiind prefectul Florin Sinescu și directorul Direcției Agricole Vasile Schipoș și își vor cere scuze pentru halul în care au organizat alegerile, pentru rezultatul halucinant sub orice critică, și vine Toarșu Schipor, pe care l-a pus partidul acolo la Direcția Agricolă, și spune, ne ia și de proști. Știi? Adică eu sunt nebun că am crezut că poate cineva să-și ceară scuze, dar pe lângă faptul că sunt nebun, că am crezut asta, sunt și prost, că mă ia de prost. Vine Vasile Schipor și cu o seninătate vecină cu demența spune că domnule, ai procentul bun, 13% e bun. Și am fost primii din țară. Și asta, că primii din țară. Bă, dar pe cine interesează, mă, că ați fost primii din țară la bătaie de joc. La bătaie de joc, primii din țară. Mă, fără nicio rușine vine și spune că e bun procentul. Astăzi, în Camera Deputaților, s-a întors legea referendumului de reexaminare. Camera Deputaților n-a mai reexaminat nimic, a spus că rămâne așa. Pentru referendum, 30%. Deci în România s-a făcut la referendum să fie 30% și vine Vasile Schipor la Suceava și spune că la un scrutin 13% e bun. Mă, dacă era 30% cât au făcut ăștia în Camera Deputaților să-și facă ei șmichiriile, ai ziceai, bă, dar din 13%, păi așa să vină Vasile Schipor, cât are el salariu? 30 de milioane, da? Da, 30 de milioane. Păi să-i facă din 30, cât avem 13%, 13% din 30 de milioane, cât înseamnă? Păi înseamnă 13, a treia parte, 5 milioane, 6 milioane, da? Asta e 13% din, să zicem, 6 puțin, milioane din 30. Da. Păi să spună Vasile Schipor să-i taie salariul de 30 de milioane, să-i dea 13% din salariu, să spune că e bun. Că, nu, așa ar trebui să spună. Așa ar trebui să da, spună. Da, să-i taie cu 6 milioane, să spună, a, e bun și așa. Da, dar eu nu înțeleg mândria asta de a fi primii. Primii nu m-au rămas, ei sunt cremeniți în proiect. Mă. Chiar dacă ar fi ieșit cu o prezență de 90% toate lucrurile bine, trecând da, peste chestia asta. Nu m-au rămas. Și dacă ai fost primul, ce? Nu, mă, asta e primul ca la revoluție, în balcon, primul, să fie primii. La el în sat, Vasile Schipur, probabil că el, chiar dacă nu știe să danseze populară, se ducea primul la bal, știi? Când era acolo, steau fetele pe o băncuță cu mămicile toate, cu îmbaticatele acolo, așa, pe o parte, și flăcăi stăteau partea asta altă. Și începea fanfara de la ciocăne să cânte, să-și să bată în toba aia, să-ți ție în cap, știi? Și acum, până te cunoști un pic, și mai ales și cu mamele acolo, nu te prea bagi. Și Vasile Schipor se băga primul la joc acolo. Chiar dacă nu știa să danseze, important e nu să știi. Să te bagi primul, așa s-a băgat și el. S-o fi băgat de mic copil. Primul a dus rețele pe câmp. Și când întreba, bă, care vrea să ducă rețele pe câmp? Vasile Schipor, hop, cu mâna sus, el să fie primul. Care vrea să iasă la tablă? Vasile Schipor, hop, el să iasă primul la tablă, cu toate că habar n-avea lecția, știi? De el să fie primul, așa le place lor să fie primii. Dacă nu sunt primii la performanță, să fii primii la făcut ceva, știi? Asta, primul să fie Vasile Schipor și prefectul. Îl mai aștept și prefect acum, ca să nu mă dezamăgească total, să spună și el că a fost bine. Eu nu pot promite telespectatorilor că nu vom mai vorbi de acest subiect, deși s-au încheiat alegerile, mai ales că tu l-aștepți pe domnul prefect cu o reacție. Da, să spună că a fost bine, că și noi suntem nebuni, că n-am înțeles că e bine, cu 13% e bine. Măi, știi, adică să trebuiască la centrala termică a Sucevei 10 tone de cărbune să încălzești orașul și să nu fie 10 tone de cărbune, să fie o tonă și 300 de chile,
și să-i dea drumul la central și să spune, dai frig în apartament. Dai foarte bine, dai și bine așa. Așa, mă, voi nu știți că e bine așa? Da, vine Vasilescu. El e de unde? Din Pudna, de unde? Nu din, știu. De la Ciucănești, de la unde? Nu știu. Da. Dar nici nu are importanță. De ce n-a rămas acolo de unde e el? A, l-a pus parte de un funcție. Da. Deci, cum spuneam, nu promitem că nu vom mai vorbi. No. To be continued. Pentru că e un subiect hazos, așa, în felul lui. Se cântă prohodul podului de la Roșcani. Era titlul unei alte știri din jurnalul Intermedia. Nici bine nu a fost inaugurat. Iată, constructorii, care nici măcar nu și-au primit banii, spun că nici lucrările nu au fost făcute corespunzător, pentru care... Au făcut niște plângeri pe la mai multe instituții. Bă, să lucrezi în construcție este foarte greu. E greu, greu, greu. Bă, vara e foarte cald, iarna este foarte frig, pleci de acasă, nu știi când vii, cum zicea omul ăla, stea până la 12 noaptea, mănânci parizer cu muștar și omori stomacul, mănânci zacuscă cu chișcă și ce naiba mai mănânci. N-ai nici continuitate că lucrezi pe proiect. Și îți dă, azi ai servici, mâine n-ai servici și te omoară și la stomac și totul și totul. Și e grea munca. E o muncă, chit că au apărut acum tot felul de utilaje și instalații, tot e o muncă fizică și e greu să muncești. Și să fii neplătit de o lună jumate e foarte greu, că sunt convins, oamenii au și familie, au promis că aduc acasă, așa. Asta una la mână. Punctul B, despre calitatea proastă a lucrărilor despre care spuneau oamenii aia și faptul că nu sunt plătiți, da? Măi, podul la Roșcani se știe că s-a făcut sub presiune, adică au ieșit oamenii de acolo pentru că au zis, bă, nu se mai poate, de 3 ani de zile îmi spuneți că faceți podul ăla și noi facem o col de 30 de kilometri să ne ducem la câmp. Se mai întâmplă, îi se face unuia rău, până ajunge salvarea, vin pompiere, dacă ia foc ceva, Doamne ferește. Știi, și era o problemă și au ieșit oamenii în câmp, în stradă, unde au ieșit pe uliță și au făcut scandal. Autoritățile au promis, domnule, stați un pic că se rezolvă, știi? Și autoritățile, fiind prefectura și Consiliul Județean. Și prefectura cu Consiliul Județean n-au meșteri acolo, n-au calfe și zidari, n-au saci cu ciment, n-au nimic. Dar nici nu și trebuie să fac? Aibă. Păi nu trebuie. Ei pun presiune pe constructor, știi? Bă, și spun constructorul, bă, dacă nu vrei să, dacă vrei să mai pup vreo lucrare, ia și lucrează acolo. Bă, șeful, dar n-ați plătit, mă. Bă, lasă-mă, ia și fă. Cum se întâmplă? Este un cerc vicios. Firmele de construcții sunt neplătite. Firmele care lucrează pe bani de stat, de la guvern, de la administrație, nu sunt plătite. Este și cazul, din câte știu eu, a lucrătorilor, a firmei care au lucrat la podul la Roșcani, s-a pus presiune din motive lesne de bănuit, nu? Hai bă, să arătăm oamenilor cum ne facem treaba. Și oamenii cum lucrează? Ei fac împrumuturi bancare pentru a putea să efectueze lucrările respective. Îți trebuie materiale, alea. Și firma se împrumută de la bancă și de la bancă până îți dă împrumutul, girez cu aia, cu aia. Și banca ce îți cere? Păi îți cere bani înapoi, plus dobânzile și alea, nu? Și tu dacă ai luat o lucrare și ai mers la licitație și ai licitat acolo ca să câștigi doi bani, din aia doi bani pe care trebuie să-i câștigi, vezi că mai trebuie să vii și cu bani de acasă. Și este foarte greu, adică ți-ai zis, e un cer vicios. Dacă firma este neplătită și cu bani luați din bancă, păi de unde n-ai poate să te ia banii? E cumplit. Și adică dacă pun mâna pe 2-3 bănuți, evident că îi dau la bancă și păi nu muncitorilor. Păi dar nu este singura lucrare, pentru că firmele astea au și 2-3 lucrări și merg din datorii și dintr-una în alta și la un moment dat te afunzi, că banii trebuie să dai dobândă pe ei, nu? Și din profitul ăla mic pe care îl ai trebuie să faci și tabla împărțirii, nu vreau să fac exemplificare acum, și trebuie să dai și colo și colo și când vezi, tu mai trebuie să aduci bani de acasă. Deci situația este cumplită. Deci statul este cel datornic, da, absolut. Și statul este cel care pune presiune. Absolut. Pe de altă parte, statul este cel care îți calculează ție penalități în cazul în care tu, și societate sau persoană fizică, păi sau orice ai fi, datorezi face ceva statului. Absolut. Și ei nu fac compensări, știi? Lasă-mă că statul ți-a dat ție. Tu dă acum banii la asta, săptămâna asta, că ai emis facturi și așa mai... Deci este un cerc vicios și până la urmă sunt convins că se va rezolva problema oamenilor. Este neplăcut și este anormal ca oamenii să fie neplătiți, însă trebuie să vedem contextul economic în care ne aflăm și că cel mai mare manglitor rămâne în continuare statul. Fără cuvinte, tot despre stat, Inspectoratul de Poliție al județului Suceava este halucinant din nou ce se întâmplă, da, și deci aici. Toate veștile astea sunt fără cuvinte. Adică... Am avut un jurnal tare astăzi. O situație absurdă. Într-o zi se numește un
șef la Inspectoratul de Poliție al Județului, prin ordin de ministru. A doua zi se numește un alt șef și apoi iarăși se revine. Da, e foarte greu. Deci era domnul Crap ieri, l-a pus pe domnul Oțelea, Oanea. Onea. Onea l-a pus azi, păi și a doua zi la ea l-a pus pe domnul Crap și ea l-a... E ca la miliție, adică miliția orice ar face, tot miliție rămâne. Tot i-au schimbat ei numele, că e poliție, că ăștia sunt polițiști. Nu, ei tot milițieni sunt acolo și probabil că sunt și două grupe, cum e USL-ul, că doar cu totul este politizat. Na, e normal, la vârful instituțiilor e politic. Și acolo, la vârful Ministerului de Interne, unul cu PSD-ul, trebuie să fie și unul cu PNL-ul. Și probabil că ăla cu PSD-ul a vrut pe domnul Onea sau PNL-ul, și au avut pe domnul Crap. Și se freacă între ei și... Dar măcar bine că rămân la vârf. E adjunctul cu șeful. Da, da, e între ei, știi? Dar da. E comic, așa, e interesant de făcut un material cu domnul Crap și cu domnul Onea ce s-a întâmplat astăzi. Adică, de întrebat, domne, v-ați mutat dintr-un birou în altul? Adică, cum umble cu fotografii, cu copii, cu familia, dintr-o parte în alta și își duc? Cana pentru ceai, sticla cu whisky primită de la un cumătru. Ce au ei acolo? Icoana. Da. Și cum se mută dintr-o parte în alta. Eu zic să le facă un birou comun și domnul Crap și cu domnul Onea să aibă un același birou și să stea unul la birou aici și unul la birou aici. Și când sună la București, băi, Crap, tu azi ești șeful, Onea îi ajung, am înțeles, trei. Și se mută la un birou la altul, știi? Dar să aibă dulapul comun acolo, ca să nu mai ai tramări. Sticle de whisky puse deoparte, cănițele pentru cafea, ce mai au? Aia, răpirea din serai, unul cu răpirea din serai, unul cu pescarul bețiv bibelou, și să le pun acolo, să aibă birou comun și în fiecare zi sună, nu, ei să sună în București, să trăiți, cine e șeful azi? Păi azi cei, cu soț sau fără soț? Cu soț, unde e șeful? Bine, știi, și stop, freacă așa. Milițieni, ce să faci, milițieni? Sorin, îți mulțumesc pentru prezență. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, comentariul zilei se oprește aici. La revedere!